Bine, adevărul este că prima experiență mă ia așa cu palpitații. Mamă, ce-mi place! Loganu, nu prea pas să fac asta. Mamă, tată! Mamă! Am amețit! Astăzi facem un videoclip în care plimbăm abonații cu Tesla. O să fie o nebunie. Sper să vă placă și să dați acolo butonul de like dacă vreți să vedeți și o parte a doua la acest videoclip. Sunt tare curios să văd reacțiile abonaților la Tesla. Am pus pe Insta Story să-mi dați mesaj unde vreți să vin și am încercat să iau cât mai multă lume. Haideți să ne ducem la primul abonat. Primul abonat. Ia uite. Poți să mă urc? Da, poți să te urci. Unde? În spate sau în față? Nu, în față, în față, aici. În față? Da, da, da. Vezi cum se deschide? Stai să-ți arăt. Salutare abonaților Andrei Ro, dați acolo like. Să știți că Edi chiar este destul de activ și de-aia și am vrut să-l iau astăzi. Am venit tocmai până... Unde este mai drumul taberei? În drumul taberei. În drumul taberei. Hai să vedem. Deci, deschide-și tu ușa. Știi cum se deschide? Deci uite, așa. Uite așa. De, apasă acolo. Așa? Da, da. N-ai mai fost într-o mașină electrică până acum? Nu. Nu? Hai, urcă. Niciodată. Cum ți se pare la interior? Ia spune. E super mișto, e chiar... Îmi place tavanul mașinii, efectiv se vede cerul, se vede tot. Punem acum microfoanele și dăm drumul la cursă. Unde vrei să te duc? Acasă, nu? Unde vrei tu? Nu, te duc acasă. Că mă nu duci te... acasă. Păi așa ar fi, indica că nu te las în... Corect. Chiar e super mișto Tesla, adică, apropo, vine Sfântul Andrei, vreau să-ți zic la mulți ani, no, mersi, să fii mersi. Sănătos. Cred că de-aia ai și făcut acest vlog, acest challenge, să zic da, așa, nu? Am zis să plimb și eu abonații. Chiar okay. Îmi doream să mă plimb într-o Tesla. Și ești primul abonat pe care îl iau, al doilea, primul a fost Teo Zeciu. Dar probabil ați văzut vlogul. Adrenalină maximă. Are 325 de cai putere. 325? Da, 325 de cai putere. Și tu câți ani ai? Cam 16. 16 ani, ok. Bun. Să vedem ce alți abonați mai au eu astăzi, că am vorbit o grămadă, am Instagram-ul plin de mesaje, unde să mă duc, de acolo până acolo. Am încercat să iau și eu într-un fel, într-o ordine, ca să nu fac Bucureștiul ăsta prea multe drumuri, știi? Asta e nașpa. Dar acum... Îmi place asta așa când zboară, când dai, zici că... Cum așa? Așa? Mamă, freci. Bine, adevărul este că prima experiență mă ia așa cu palpitații. Mamă, ce-mi place. Bă, aleu, e rachetă. E rachetă? Bă, eu sper că ți-a plăcut cu Tesla. Chiar îmi place. Bă, ce mă închipui așa cum ar fi și pentru mine să fiu abonat la cineva când eram eu mai mic și spune la YouTuber la vino și pe mine și să mă iei de la școală și chiar vine. Și să mă ducă de la școală până acasă. Deci dar chiar e super ce ai făcut. Și eu mă bucur că am reușit să fac câțiva abonați fericiți. Bine, tu ești primul, dar o să mai au și pe alții chiar abonați. Chiar m-ai făcut fericit. Mă bucur. Uite, în 2024 eu o să dau de permis, că atunci fac 18 ani și vreau să dau de permis. Și gen, se merită de început să iau Tesla? Nu prea recomand așa de început. Tesla da. Nu recomand de început, pentru că e o mașină puternică. Eu... Mașina, așa. Prima mașină pe care am condus-o eu și am a, fost Matizul. A fost Matizul ăla, uite, vezi că știi. Păi da. A fost vreo 3 luni, am condus Matizul ăla, cât am condus 3-4 luni, ceva în genul ăsta. A fost foarte bun și important mașina aia. Trebuie să ai o mașină mai întâi să te înveți cu condusul, am știi? Înțeles. Și după aceea, da, poți să-ți iei o mașină mai scumpă. Dar depinde tu cum te simți. Dacă tu crezi că ești descurci și ești capabil să te descurci ca lumea, ia și mașină vrei tu. Dar, în principal, prima mașină să fie acolo o mașină. De început. Da, de început. Da, guys, noi ne ducem la următorul abonat să vedem care este și unde este. Salut. Salut, salut. Cum te cheamă? Mario. Mario. Hai, Mario. Vino dreapta. Ai mai fost cu mașină electrică? Niciodată. Niciodată nici tu? Nu. M-am nimerit bine, popone. Nici celălalt abonat n-a mai fost cu mașină electrică. Tu ești al doilea abonat pe care îl iau astăzi, așa că hai să vedem ce este. Hai să vedem. Câți ani ai? 16. Ah, tu 16. Celălalt tu 16 ani avea, perfect. Ceva întrebări legat de mașină? Știi sau... Vrei să afli? Da, aș vrea să întreb cum te-ai decis să-ți iei mașina asta. Am mai vorbit despre treaba asta. Practic a apărut Tesla în România și da. Mi s-a părut o ocazie foarte bună să o cumpăr pentru că mi s-a părut un preț bun pentru ceea ce oferă. Atunci nu eram tocmai 100% convins, dar acum clar sunt convins pentru că după un an de când am folosit-o și am în vedere cât am cheltuit până acum pe combustibil, adică până în 203 dacă te uiți la vloguri, ești destul de activ pe canal sau? Da. Bun. Și cum ți se pare? Până acum este destul de bine. Așa pe interior, dă-mi așa o părere cum e să stai într-o mașină electrică, dacă ai zis că n-ai mai fost cu mașină electrică. N-am mai fost și este
cum să zic, un privilegiu. Nu cred că o să mai apuc vreodată să mă duc, deși aș vrea. Cred că o să mai apuc cu siguranță, că viitorul e electric, așa că... Da, corect, corect. O să ajungi cu siguranță să mai ajungi electric. Deci, de exemplu, eu aș vrea să văd cum e într-un spring. N-am fost niciodată într-un spring. Da. Deși sunt peste tot și am văzut o grămadă de springuri, aș vrea să văd și cum e. Deși știu că e mult mai slabă decât asta, nu se compară la viteză sau așa, dar aș fi curios să văd cum e, știi? Eu vin de la un Logan, cum ar veni. Taică mea are un Logan, tatăl meu. Uh-huh. Și nu e spring, e un Logan 2000, așa. Mișto, dar nu se compară, nu se compară. Loganul, nu prea poate să fac asta. Mamă, tată. Mamă, m-a luat cap. Păbure, dacă nu m-a luat cap. Mă. Am amețit. Deci, ador videoclipurile astea cu abonații în care pot să fac abonații fericiți să mă plimb cu ei și să le văd reacția cu Tesla. Mai ales că voi vedeți videoclipurile care le filmez eu cu prietenii și toate să vedeți reacțiile lor și unii sunteți, lasă-mă că exagerează la ea, zic. Exact, exact, da, am zis, zic, băi, n-are cum, cât de periculos poate să fie, cât de periculos, nu periculos, cât de viteză umană poate să fie, da. Vă zic, adrenalina aia, nu, nu. Ia, na, poftim, uite, iar m-a luat amețeala. Gândește-te dacă te dau cu un Model S Performance de 800 și ceva de cai, pe mine mă durea capul de tot de la mașina aia. Asta e mic copil pe lângă aia. Păi, acum te cred că te plimbi toată ziua cu ea, te cred. Păi bune, dacă nu m-a luat amețeala. Ma, ma, ma. Mamă. Mamă. Mă, tu ne minți. Păi bune, păi bune, dacă nu, deci n-am nicio intenție să mint. Mamă, dacă ar putea și Loganul să facă așa. Ce au zis ai tăi? Le-ai zis că te dai cu mine? Nu, o să fie o surpriză. Ah, e bine, cred că dacă le ziceai și eu, mă, cum străin să te dai cu mașina, cred da, că... Da, să știi că... Mă aștept să zic asta părinții și de asta mi se pare un pic ciudat să fac vlogurile astea, pentru că dacă mă dau cu abonați mai mici, probabil părinții sunt destul de speriați, bă, ce facem asta cu copilul? Nu este, cum să zic eu, părinții mei nu sunt în totalitate, adică dacă mă duc cu cineva, ei chiar se bucură că ies, dar să știi și sunt, de persoana respectivă. Evident, da, sunt părinți și părinți, na. Da. Am încercat astăzi să fac cât mai mulți abonați fericiți, dar e greu rău de tot să mă duc prin București și să nimeresc să fie abonați ok, mai ales că e și o zi în care e școală. Da, da, da. Păi de asta am... Tu ai fost de dimineață? Da. A. Ai avut noroc? Da. Când vezi de dimineață. Dacă nu, te sper să fac și un story. Păi, poți să faci un story. Poți să faci... Ah, ok. Când ai un... Lași contul. Ia, uitați băieți aici cu Andrei. Mamă! Mamă! Aleu, Doamne! M-a luat cu inima. Fă bune! Cred că o să mai fac videoclipuri de genul. Dacă mai vreți videoclipuri de genul, dați acolo pe butonul de like și abonați-vă. O poză dacă se poate. Facem și o poză, facem o poză. Trecem la următorul abonat. Salut! Salut! Tu mi-ai dat mesaj, nu-i așa? Da. Cum te cheamă? Cosmin. Cosmin, vrei să-i dau o tură? Da. Haide. Ai mai fost până acum într-o Tesla? Nu. Astăzi doar abonați care n-au fost niciodată cu mașini electrice. Tu ești al treilea abonat pe care îl iau astăzi. Și nimeni până acum n-a mai fost cu o mașină electrică, deci super. Pentru început, că așa i-am întrebat pe fiecare, tu câți ani ai? 12 ani, ok. Fără emoții. Da, știi, fără emoții. Știu că toată lumea a avut emoții astăzi. Știu că e ciudat să vină un YouTuber să te dea o tură, să toate astea. Și dau seama că ești un pic așa emoționat acum, dar n-ai niciun stres, ok? Timp și ce-ți place mai mult la mine de pe canal? Seria cu Mariusel. Seria cu Mariusel, aia zic. Mă așteptam să zici asta. Ești acolo la curent cu totul, nu? Da. Bravo. Ne ține-te bine? Ia spune dacă te miră asta. Ok. Cât se pare? Extrem de tare. Salut! Salut! Andrei, cum zica? Cristi. Cristi? Hai. Ești prieten? Îl iau, hai. Ați mai fost cu mașină electrică? Nu. Nu? Nu. E prima experiență. Toată lumea astăzi n-a mai fost cu mașină electrică. Chiar am nimerit bine pe toți. Hai să montăm microfoanele și dăm drumul. De cât timp mă urmărești? Nu știu, cam de jumătate de an. Cam de jumătate de an? Jumătate, un an. Pe acolo, cam pe acolo. Ok. Cam așa se simte. Da? Ce pot spune? Chiar e cam videoclipuri, adică nu mă așteptam. Mm-hmm. Adică... Realitatea e altceva. În spate acolo? Se simte. Voi câți ani aveți? 20. Și eu 16. 20 și 16. Deci am avut mai de toate vârstele, am de pe la vreo 12 până pe la 20. Mulțumim frumos.
Sper că v-ați simțit bine. Deci, cam atât a fost cu acest video. Sper că v-a plăcut. Dacă vreți să vedeți o parte a doua, când mai plimbăm abonații, pentru că chiar m-am distrat astăzi plimbând abonații. O să organizez mai bine, poate eventual data viitoare, să fiu mai eficient, să iau mai mulți abonați. Dați un follow pe Instagram, pentru că acolo o să anunț când mai facem chestii de genul. Eu am fost Andrei, alături de abonați, și ne auzim data viitoare. Vă pup, ceau!